Cu rucsacul plin de droguri, doi craioveni au ajuns pe mâna procurorilor DIICOT după ce jandarmii au găsit cannabis în mașina lor. Cei doi bărbați, de aproximativ 25 de ani, au fost zăriți aseară de o patrulă a Inspectoratului Județean de Jandarmi Dolj lângă o mașină parcată într-o zonă retrasă. Când jandarmii s-au apropiat de ei, tinerii au devenit agitați. Deci mașina în partea din față, în rucsac. Mâinile pe picioare, rămâi cu mâinile pe picioare. Nu mai fi agitat. Dacă le mai o dată te încătușezi, clar, da? 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 Ți-am atras atenția și ție. Aici camera, da? Luminează acolo. Cannabis. Da? Mugur înțepător. Mai aveți? Altă omule, am spus să stai cu privirea spre mine și să fii relaxat. Okay. Nu ți se întâmplă nimic. Da? Domnule, am zis să te calmezi. Ce faceți acum? Faceți un mare greșeală, da? Cooperați cu noi. Da. Domnule, ți-am atras atenția. Deci nu trebuia să fugi de lângă noi în momentul interceptării noastre. Jandarmii s-au apropiat de autoturism și au procedat la identificarea celor doi tineri, la controlul autoturismului și al bagajelor aflate în interior, ocazie cu care au găsit un rucsac în care se aflau două pungi de plastic transparent, ce conțineau fragmente vegetale uscate, cu miros puternic înțepător sub formă de muguri și o folie de staniol rulată care conținea același tip de fragmente vegetale. În momentul controlului rucsacului, unul din tineri a încercat să fugă aruncând pe jos un pachet de staniol care conținea același tip de fragmente vegetale uscate, dar a fost prins și condus la fața locului pentru continuarea verificărilor. Cazul a ajuns pe masa procurorilor DIICOT din cadrul Serviciului Teritorial Craiova. Unul dintre cei doi bărbați a primit mandat de arestare, iar celălalt este cercetat în stare de libertate.